În această perioadă, medicii veterinari iau la pas satele și comunele și bat din poartă în poartă în cadrul unei campanii de vaccinare a păsărilor din gospodărie. Tot cu această ocazie și câinii și pisicile care sunt microcipați sau au carnet de sănătate au parte de același tratament. Acțiunile sanitare veterinare în domeniul sănătății animalelor constau în vaccinarea antipseudopestoasă la păsările din gospodăria populației și vaccinarea antirabică la câini și pisici. Vaccinarea antirabică este gratuită pentru toate animalele identificate, fie cu microchip, vorbim de câini sau pisici, fie cu carnete de sănătate. Deci medicul veterinar vine la dumneavoastră, vă vaccinează animalele, semnați într-un registru și nu plătiți absolut nimic. Sunt decontate acțiuni sanitare veterinare, sunt decontate de autoritate, deci la nivel național. În ce privește vaccinarea antipseudopestoasă, este contracost. Fiecare proprietar plătește în funcție de efectivele de păsări din gospodărie. Nu este o sumă relativ modică, un leu, 1,50 lei de vaccin și în felul acesta previne apariția și răspândirea pseudopestei aviare. La momentul acesta nu am avut niciun focar de pseudopestă aviară în decursul anului, nici anul trecut și niciun focar de rabie de mai bine de 3 ani de zile. Gospodarii trebuie să fie atenți la persoanele cărora le permit accesul în curțile lor, dar în egală măsură și medicii veterinari trebuie să poarte echipament adecvat pentru a nu se transforma în vector de transmitere a bolilor dintr-o gospodărie în alta. Medicii veterinari care desfășoară această campanie de vaccinare vin echipați corespunzător astfel încât să nu există riscul de contaminare a păsărilor sau a animalelor din gospodăria dumneavoastră cu o posibilă contaminare din altă gospodărie. Și noi avem, în special, mă refer aici la pesta porcină africană, în special acolo unde știm că există focare și izolăm aceste focare de boală, dar sunt situații în care semnele clinice nu sunt prezente și ar putea fi un vector, avem mare grijă să nu cumva chiar medicul veterinar să fie un vector de transmitere a bolii.